Pompierii militari călărășeni, împreună cu scafandrii din cadrul ISU de Aluspirii al municipiului București, au căutat în data de 9 iunie trupul unui bărbat în vârstă de 71 de ani, înecat în zona hidrohaltă la Gura Borcei. Marți dimineață, în jurul orei 10 și 5 minute, s-a primit solicitarea pentru căutarea trupului neînsuflețit al unui bărbat din municipiul Călăraș. Echipajele specializate de căutare și salvare ale pompierilor călărășeni, împreună cu un echipaj de scafandri de la Detașamentul Special de Salvatori din cadrul ISU de Aluspirii al municipiului București, au efectuat misiuni de căutare la Gura Borcei, în zona hidrohaltă, pentru găsirea trupului bărbatului înecat. S-a intervenit cu bărci cu motor și echipamentele specifice de căutare ale scafandrilor. La ora 17 și 40 de minute, pompierii militari au scos din apă trupul neînsuflețit și l-au predat Serviciului de Medicină Legală. Organele abilitate urmează să stabilească cu exactitate împrejurările în care bărbatul și-a pierdut viața.